Mai mulți români vor beneficia de vouchere sociale. Anunțul vine din partea Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu, a anunțat că este necesară actualizarea bazei de date a persoanelor care beneficiază de vouchere sociale în condițiile în care a crescut la 2000 de lei venitul pe care trebuie să-l aibă o persoană eligibilă de la 1700 de lei cât era anul trecut. Totodată, el a anunțat și când vor fi virați banii. În 2024 vom avea trei tranșe. Prima tranșă va fi acordată la finalul lunii februarie și fac această precizare. Eu am să comunic public pe acest subiect când normele vor fi adoptate. Probabil că săptămâna viitoare o să avem normele adoptate. Tranșa din februarie va veni după jumătatea lunii februarie, a anunțat Adrian Căciu. Plafonul a fost ridicat la 2000 de lei față de anul trecut, de la 1700 de lei, iar pentru acest lucru eligibilitatea se va reface pentru toți cetățenii care obțin venituri până în 2000 de lei, după cum a precizat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Adrian Căciu a adăugat că următoarea alimentare a cardurilor sociale va avea loc în aprilie. Acest fapt se va întâmpla până la finalul anului, în 6 tranșe de câte 250 de lei. Acesta a precizat că vor fi în jur de 2,5 milioane de cetățeni beneficiari acestor carduri sociale pentru alimente și mese calde.